Ca toată lumea stăm acasă. Așa este. Uite ce vremuri trăim. Nu ne așteptam la așa ceva. Poate ar fi fost ultimul lucru de pe lumea asta. Un virus ucigaș care ne-a îndepărtat de toate treburile de viața noastră de zi cu zi. Stai la curte sau stai la bloc? Nu la bloc stau și sigur că da, și mă uit așa că lumea sa chiar că ține cont de ce spun autoritățile și foarte bine fac, pentru că este o chestiune foarte serioasă și trebuie să avem grijă unul de altul și mai ales de viața noastră. Și exact. Legătură cu virusul, vreau să spun că eu deja am o experiență cu virusul, știu ce înseamnă să ai un virus și din păcate eu cu consecințe destul de gravă la un moment dat, pentru care un virus hepatic C, care se numea atunci virus C, m-a adus într-o situație foarte gravă. Trebuie să fac acum 12 ani un transplant de ficat. Deci sunt, cunosc ce înseamnă să fii, ce înseamnă un virus și tocmai de aia spun că tot ceea ce spun medicii trebuie să fim de acord cu ei, pentru că ei știu cel mai bine ceea ce e de urmat. Da. Cum te simți acum după acest transplant? Mă mulțumesc, perfect. Sunt chiar, spuneam, mi-aduc aminte mereu de ce spunea profesorul Irinel Popescu, că poate în timp se va găsi și un antidot acestui virus și într-adevăr așa este. Acum câțiva ani deja nu mai este virusul hepatic C atât de perfid încât să ducă la moarte. Deci există deja medicament care s-a descoperit și pentru chestia asta, vă dați seama, așteptăm și noi cât mai repede pentru noul nostru coronavirus să se găsească ceva și sunt convins că se va găsi foarte repede. Sigur că da, un vaccin care să vindece rapid. Știu că și Cristian Gațu se află acum în dificultate, un om senzațional, de asemenea dublu campion mondial, a fost operat de curând la Spitalul Militar. O să ne spui că știu că voi sunteți foarte apropiați, ați rămas o familie după ce ați făcut atâtea performanțe unice pentru România. Cum se simte Cristian Gațu? Mă bucur că a ajuns acasă după o operație normal. Nu te simți tu chiar așa de bine, dar este bine acum, e în recuperare, vorbim aproape zilnic, las la plăcerea lui să mă sune el, pentru că el știe cel mai bine când e momentul disponibil ca să poată să ne sune. Noi vorbim de fapt zilnic, aproape toți colegii, pentru că ori mă întreabă ei, ori vorbesc ei direct cu Cristian. Ne bucurăm că se recuperează în condiții bune. Sperăm că cât mai repede să ne putem vedea, dar asta depinde și de coronavirus, pentru că dacă nu ar fi fost acest coronavirus, cred că de mult deja ne-am fi strâns în jurul lui. Dar îi dorim să facă cât mai repede bine și să ne vedem cu bine. Așa este. Cândva, haideți să deschidem puțin cutia cu amintiri, că am ajuns să trăim din amintiri, iată, oricum trăim din amintiri la handbal și în tot sportul românesc în general. România a fost de 4 ori campioană mondială, a făcut legea în lume. Atunci se putea, acum de ce nu se mai poate, Bibi? Păi, lumea s-a schimbat. Sigur că da. Noi am prins o generație care a știut foarte bine că pe lângă pasiunea pe care am avut-o fiecare pentru sport, am știut să fim extrem de responsabili cu noi. Folosesc acest cuvânt pentru că acum astăzi este la modă. Noi am fost extrem de responsabili și dornici, ambițioși de a face un lucru deosebit. Să nu uităm că și atunci noi am trăit la fel cum trăia toată țara românească. Nu aveam ceva în plus. Bine, mâncam mai bine poate, dar am avut toate problemele pe care toată lumea le-a simțit în perioada comunistă. Dar un lucru bun care a fost, condițiile care ni s-au creat noi nouă, au fost
bune, în sensul că, uitați, ne-a permis să facem performanță. Și acum sunt create anumite condiții pentru a face sport, dar presupun că numărul foarte mare al tinerilor care pleacă afară, care, din păcate, din cauze economice, se duc ca să. Primul lor gând este de a pleca afară din țară, sau faptul că nu prea se face în orele de educație fizică în școală, să spunem, ceea ce ar trebui făcut sau ceea ce am făcut eu, pentru că fac o paranteză, să știți că și eu tot din educația românească am ajuns să fiu campion mondial, deci tot școala românească m-a învățat ca să fiu acolo sus. Deci Exact. am Ce vreau încredere. să te întreb, nu sunt bani sau nu sunt oamenii puși potrivit în locul potrivit? Hai să spunem că sunt bani destul suficienți, pentru că până la urmă, sigur că dar condițiile create poate astăzi sunt mai bune ca pe care le-am avut eu la vremea respectivă, pentru că credeți-mă că n-am avut săli de sport cum sunt acum, bine, nici acum, din păcate, nu avem, că asta a fost una din dorințele noastre al foștilor campioni, măcar să apucăm să vedem o sală de sport în București de 20.000 de locuri. Asta a fost una din dorințe. Deci, hai să revin. Și bani poate că nu sunt atât de mulți, dar cred eu că în școală nu se mai face ceea ce am făcut eu. Adică eu am făcut, dacă cineva nu era bun la handbal, făcea volei. Dacă nu era bun la volei, făcea alt sport. Dacă nu era nici la astea bun, mergea la cor sau la alte activități. Deci nu Da, există exact. o pomană să nu faci ceva. Astăzi, din păcate, lumea cam face ce vrea și nu e bine. Depreciat calitatea umană, să înțeleg. Nu? Sigur, da, omul trebuie. Bine, e chestiune de educație. Noi, din păcate, nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar parcă aici avem încă probleme și cred că se pot rezolva, dar cu răbdare. Avem copii excepționali. M-am gândit să facem ceva în plus, mai ales acum la bătrânețe, dar cel care conduce școala de handbal este fiul meu, tot Ștefan Birtel. Am fost handbalist. Deci avem o chestiune foarte. Avem copii minunați, frumoși, la vreo, cum să spun, 50 de copii. Păcat acum că nu putem face nimica pentru că virusul nu ne lasă, dar ce vreau să spun? Copiii sunt extrem de talentați. Noi trebuie să avem grijă de copiii ăștia. Noi facem tot ce e posibil ca să le facem cele mai bune antrenamente ca să placă sportul acesta. Vă rog să mă credeți că dacă am avea cât mai multe școli de acestea pe care le-am înființat eu acum 3 ani de zile cu fiul meu, ar fi mult mai bine pentru ei. Din păcate, sunt foarte puține. În sectorul 2 pot să spun că cred că două, trei cluburi sunt de factura pe care am făcut-o eu. Deci copiii între 6 și 10 ani. Eu dacă începeam, eu am făcut sport de performanță, într-un fel am ajuns un campion mondial la început după 4-5 ani de făcut sport. Este o chestiune care, cum se spune, se întâmplă foarte rar. Copiii astăzi, în alte țări, învață de la 5-6 ani deja să fie apți pentru sport, în sensul de a face sport zilnic aproape. E, acest lucru am făcut noi și cred că ar trebui făcut cât mai multe școli de acest gen în România. Câți copii aveți acolo și câți credeți că vor ajunge la marea performanță? Că normal că trebuie să ai ochi și ai ochi și știi, îl vezi pe, vezi un copil dacă este în stare să ajungă să facă performanță de top sau nu. Talentul se vede oricum de când copiii sunt mici de tot. Pe mine sunt surprins extrem de plăcut. Noi avem 50 de copii și din 50 de copii cred eu că cel puțin
7, 8, 9, ca să fiu foarte strict, sunt pentru a face sport de performanță. Bineînțeles, nu este țelul nostru acum să facem cu ei handbal în mod special, pentru că la vârsta aceasta altele sunt preocupările noastre, printre care să nu uităm în a face lucrurile cele mai simple foarte bine. Deci, în mod normal, pe la 11, când le dăm drumul de aici, de la noi, atunci putem să spunem, ești bun de handbal sau nu ești. Dar se întrevăd, au niște calități formidabile pe care trebuie zilnic sau, dacă nu zilnic, cel puțin 2-3 ori pe săptămână, cum facem noi acum, să le dezvoltăm aceste calități motrice cât mai bine și consider că nu ducem lipsă de copii talentați și frumoși. Atunci, de ce ducem lipsă, domnul Birtalan? Că, deci, până la ce vârstă îi creșteți, îi școliți? Deci, e un efort mare să școlești un copil. Sigur că da, noi acum chiar ne gândim ca să continuăm cu ei, dar acum deja începe să intervină și altceva, în ce măsură ai posibilități. Pentru că Exact. acest lucru, ceea ce am făcut eu cu fiul meu, este o chestiune privată. Deci o facem noi pentru plăcerile noastre și pentru a face, deci nu este niciun fel de câștiguri, este doar plăcerea de a face. Aici intervin alte lucruri care ar trebui să fie în alte țări, sunt stipulate foarte clar niște condiții foarte bune create pentru asemenea, cum să spun eu, cluburi care s-au făcut. Dar încă la noi suntem încă departe de ceea ce. Deci, copiii școliți de dumneavoastră sunt luați la cluburi? Nu. Apoi, de la ce vârstă? Vin de la 6 ani. Deci de la 6 ani, cum școala, adică clasa 0, nu? De la clasa Da. 0, clasa 4, ei vin. Și vin, fac în fiecare zi, nu, de 3 ori pe săptămână câte o oră, în care, v-am spus, antrenamentul nu este, handbalul este doar un scop să perfecționez, dar nu facem noi acum perfecționare, noi învățăm lucrurile cele mai simple și cele mai normale, care sunt logic, noi ne-am luat după școala suedeză, daneză, care sunt extrem de avansați pe acest palier. Și încercăm să facem, v-am spus, exact ceea ce foarte profesionist. Dar Da. vreau să. România a fost de 4 ori campioană mondială, iar acum la băieți nici nu mai ajungem la un campionat european de 25 de 30 de ani. Cum e posibil așa ceva? E trist. Este trist, dar știți ce cum să vă spun eu? Nu știu dacă un jucător astăzi poate să înțeleagă efortul extraordinar, și o spun fără falsă modestie, efortul extraordinar pe care noi am făcut-o la vremea noastră, în care să pot să spun că mai mult am stat cu colegul meu Chici sau Cristian Gasu sau cu oricare dintre ei, cu Radu Voina, să stăm împreună câte 9-10 luni din 12 în cantonamente. Și eu să știi să nu știu deloc unde este, de exemplu, barul Melody. Am aflat când eram deja dublu campion mondial. Deci credeți-mă că am făcut niște eforturi extraordinare și mă bucur că acum pot să spun acest lucru. Deși acum handbalul a ajuns un sport la fetele, mă bucur că fac performanță, dar băieții, din păcate, avem foarte mulți jucători străini în România care joacă și joacă, știți cum e, fiind jucători care nu prea joacă afară, nu prea au loc în Loc. parte. Finlanda. Exact. Asta Finlanda. vroiam să vă întreb, că mi-ați ridicat mingea la fileu. Sunt prea mulți străini în campionatul românesc de handbal. Ați văzut că federația a încercat să facă niște mișcări acum să restrângă aria străinilor în campionatul nostru. Și sunt voci care strigă și este un scandal întreg.
multe echipe afectate. Ați văzut și la Steaua, chiar și Steaua, echipa unde ați jucat o viață, se confruntă cu asemenea lucruri. Ce ziceți? E bine sau nu e bine ce face federația? Cât am stat în Consiliul de Administrație lângă Cristian Gasu în calitate de președinte, eu am fost adeptul jucătorilor, cel puțin, cel mult trei jucători. Tot timpul am pledat pentru acest lucru. Și acum sunt la fel, la același gândire. Maximum trei jucători să aibă România. Bine, aici sunt pro și contra, foarte multe argumente pro și contra. Noi ne-am retras acum 7 ani și am lăsat tineretul, cum e normal, pentru că de-aia ești la pensie, nu stai acasă și te uiți la televizor. Să facă cei care sunt acum să găsească modalitățile necesare, pentru că noi bătrânii nu mai eram buni. Părerea mea rămâne din nou același. Mai mult de trei jucători eu nu aș ține la nicio echipă de handbal în România, pentru ca să dau voie jucătorii români să joace și ca să pot să fac și echipa națională ca lumea, pentru că din păcate acești jucători care până la 18-19 ani sunt junior și pormă joacă în România la echipele de club, nu apucă să joace din cauza unor jucători mult mai buni, sigur că da, mai buni, nu mult mai buni, mai buni, dar aproape la aceeași valoare, dar care sunt care din păcate opresc evoluția lor. Sunt pro și contra discuții. Eu mă bucur acum că avem un antrenor român, mă bucur că avem un antrenor român la echipa națională și jucătorii pe care îi avem trebuie să fie, să știe un singur lucru, că fără a munci zi de zi și fără a da totul pe teren zi de zi, nu numai când vreau, nu se poate face performanță. Așa este. Tu ai câștigat Liga Campionilor cu Steaua. Și Dinamo vrea să câștige Liga Campionilor. Își dorește. Uite că a ajuns într-o fază bună. Trebuia să joace cu Paris Saint-Germain. Din păcate, din cauza acestui virus a amânat totul. Deci și Dinamo, ca și multe alte echipe, pun preț pe străini. Ei spun că vor să câștige Liga Campionilor. Ca și la fete, la CSM, nu? CSM a și făcut-o deja în 2016, a câștigat Liga Campionilor. Dacă te uiți puțin pe teren, nu știu dacă sunt două jucătoare românce la fiecare meci. La CSM, de exemplu. Și la Dinamo, la fel, o echipă făcută din foarte, foarte mulți stranieri. Ce ziceți de treaba asta? N-am nimica împotrivă să ai două, trei echipe numai din străini și să faci cu ei performanță. N-am nimic cu treaba asta. Dar în momentul în care în fiecare echipă, aproape, în campionatul național, în afară de câțiva, să spunem Turda sau mai știu eu care, înțelegeți, primii 7 care joacă sunt numai străini și nu sunt cei mai buni. La CSM București și la Dinamo sunt jucători buni. La Dinamo sunt jucători buni, la CSM foarte bune jucătoare. Deci este normal să facă și performanță, pentru că sunt jucătoare valoroase. N-am nimic împotrivă. Dar în momentul în care joc și în momentul, să nu comparăm, toată lumea face comparația cu ceea ce este în Franța sau în Germania. În Franța sunt 1 milion de jucători de handbal. În România sunt 5.000. Deci diferența este colosală. În momentul în care eu aduc străini și ridic nivelul campionatului, trebuie să spune, ridic nivelul campionatului, jucătorii mei români nu apucă să joace. Și atunci eu echipa națională nu am. Care este, să stabilim o dată, care este mai important? Echipa națională a României sau să ai un campionat? Bine, să ai un campionat puternic și asta este foarte important, pentru că atunci ai și o echipă națională foarte bună. Dar oare câți jucători avem noi și câți jucători are Franța și Germania? Și ne luptăm cu ei. În Germania sunt tot 1 milion de jucători. În România, v-am spus, sunt 5.000, cred că și noi încă mai apărăm ca jucători. Deci, așa este. Deci asta este tristețea mea. Da, este o mare tristețe, într-adevăr. Este o cădere imensă și la echipa națională feminină. A plecat Ambros, ați văzut că a fost scandal și au fost niște rezultate excepționale, după părerea mea,
cu Ambrose Martin, locul 4 la campionatul european acum 2 ani, eu zic că este un loc onorabil pentru România. Însă ce s-a întâmplat anul trecut la campionatul mondial ne-a lăsat așa un gust amar. Bineînțeles că au fost și niște situații speciale, mă refer îndeoseb la situația de la Brașov cu toată echipa Corona Brașov, care, iată, era pe primul loc în clasament și a fost acea problemă de doping, de necrezut că am ajuns la acest subiect. Aș vrea să spui părerea despre treaba asta, cum e posibil acum, suntem în mileniu 3 și fetele acestea să fie duse să facă niște tratamente cu intervenție pe venă, când se știa foarte clar și este stipulat foarte clar în regulamentul antidoping că nu ai voie să faci așa ceva. Cum a fost posibil? Și a fost afectată și echipa națională, care a plecat apoi peste 3 zile la campionatul mondial. Desigur, mi-este greu să comentez pentru că nu am toate datele necesare, doar din ce se spune și ce s-a spus despre. Am vorbit cu foarte mulți oameni, dar nu pot să-mi permit să fac comentarii, doar că îmi pare foarte rău că se întâmplă, pentru că e o neglijență. Nu este neglijență, este, cum să spun eu, mai rău ca neglijență. Pentru că a neglija o chestiune în asta, mai ales dacă ești medic. Pentru că, până la urmă, eu cred că medicul este cel mai vinovat în cazul de acest gen, dar în momentul în care nu-ți dai seama de proporțiile lucrului pe care îl dai voie să se facă, înseamnă că ești iresponsabil. Îmi pare rău că ce s-a întâmplat, pentru că e vorba de tinere jucătoare, componente al echipei naționale foarte valoroase, care, din păcate, uitați acum, nici nu știu ce va fi, pentru că peste câteva săptămâni poate trebuie să dea și verdictul final ce se întâmplă cu aceste fete, pentru că încă nu s-a dat. Sunt curios și eu, vinovații, nu știu, trebuie să pedepsiți pentru că este inadmisibil așa ceva și sper să fie pentru ultima dată să aud așa ceva în handbal. În handbal nu prea au fost chestiuni de genul ăsta. A fost acum vreo 30 de ani, ceva foarte minor, dar este o chestiune care surprinde și m-a surprins și pe mine neplăcut. Exact, jucătoare valoroase, Eliza Buceschi, coordonatoarea noastră, Laszlo, Bazaliu, a apărut așa ceva de necrezut, a venit ca un bumerang chiar înainte de plecarea la campionatul mondial. Iată că fetele acestea pot risca o suspendare până la 4 ani, de la 6 luni până la 4 ani. Acum depinde ce va dori WADA să facă și nu agenția noastră antidoping națională. Deci vom vedea, verdictul va da WADA. Așa am înțeles că în prima fază va propune agenția noastră, Națională Antidoping, către WADA și WADA va da decizia finală. Deci este păcat de ele și de tinerețea lor, că sunt jucătoare foarte tinere și, după părerea mea, foarte valoroase, nu? Total de acord, mi-ar părea rău și pentru sigur că da, eu sper să se ia în considerație că este prima abatere și este o chestiune care poate n-a depins de ele și, de bine, sunt convins că sunt oameni care știu să pledeze pentru a face în așa fel ca să fie cât mai puțin acest, bine, să fie, pentru că este anormal să nu fie, dar să fie cât mai mică. Pe vremea voastră aveați medic la echipă atunci când ați ieșit campion mondial? Luați Sigur. pastile, medicație? Păi nu luam. Nu luam pentru că și dacă ne dădea câte o pastilă de vitamina C sau vitamina asta, marea majoritate a băieților nu le luau. Pentru de ce? Ne jucam. Nu eram atât de conștienți, poate pentru ceea ce mai încolo puțin mai luam niște medicamente care pentru a detoxifia ficatul, înțelegeți, dar nu neapărat. Susținătoare. Sigur că da, susținătoare de efort, dar bine, sub control riguros. Vă dați seama ce însemna ca echipa României să nu fie la valoarea pe care echipa îi reprezenta atunci. Ar fi fost o bombă extraordinară pe plan internațional. Deci, Voi faceți, da.
Voi făceați performanțe de top, dar erați și ca o familie. Vă și distrați. Eu am văzut și acum, sunteți ca o familie. Nu trece zi să nu vorbiți. Am înțeles că vorbiți cu Cornel Oțelea. Acum Cristian Gațu-i Bonlav vă interesează ce face. Cu Kicid, cu toți. Am văzut că vin toți de afară la petreceri. Am fost la Cheile Grădiștei acum 3 ani, nu? În 2017, nu? Când ați făcut petrecerea aceea nemaipomenită. Am făcut petrecerea acum o săptămână, de fapt, una din lucrurile pentru că l-am învinuit pe săracul Cristian a fost pentru că el a făcut toată treaba aceasta. El s-a obosit și toată zi de zi a făcut ca să ne întâlnim pe 7 martie, deci acum o lună de zile am avut o întâlnire extrem de frumoasă pentru că cu prilejul la 50 de ani de la câștigarea campionatului mondial din 1970. Deci exact 50 de ani. Și ne-am strâns cu toții, ne-am văzut, nu mai spun că noi, cei care suntem în București, ne vedem în fiecare miercuri. Acum coronavirusul nu ne-a ajutat, deci stăm acum acasă, dar ne vedem în fiecare săptămână și stăm de vorbă și depenăm amintiri și pe lângă aceasta radiografiem sportul românesc și nu numai sportul românesc și politicul și cam tot ce vreți, dar mai puțin politicul pentru că aici avem alți analiști care ne încântă în fiecare zi cu prostiile lor. Da. Ce vreau să te mai întreb. Aveți un of? Că nu ați luat titlul olimpic? Aveți și medalii. Medalii olimpice? 4 sau 5? Da. Sigur, desigur. Pe bine, sigur, când ne apucăm să ne aducem aminte de performanțe pe care le-am făcut, uitați că lumea încă nu știe, dar acum spun ca fapt divers, lumea nu știe că, de exemplu, și eu am fost component al echipei care a câștigat de 2 ori campionatul mondial studențesc. Acesta nici nu mai se consideră o performanță. Îi se spune, domnule, nici nu le băgăm în seamă. Da, mai sunt de două ori dublu campion mondial studențesc. Și de ce spun că era important? Era important și această performanță. De ce? Pentru că toate echipele care se prezentau atunci, pe vremea noastră, la un campionat mondial studențesc, erau echipe naționale. Deci, efectiv, noi am jucat finala, de exemplu, cu echipa URSS-ului, care era echipa națională a Rusiei. Și noi aproape aveam echipa României. Deci, bine, toți studenți, că de fapt marea majoritate a celor care am fost campion mondial, am terminat și o facultate. Deci se poate face și facultate și deci să studiezi și să faci și sport de performanță. Deci asta iarăși un lucru care noi am făcut-o. Dar revenind la Olimpiade, sigur că da, avea un mare regret. Regretul de a nu fi câștigat. Eu, de fapt, echipa, deși eu am fost prezent de 3 ori la Olimpiadă, în München, Montreal și Moscova, cei 3M, în care am luat medalie la fiecare competiție, dar nu cea de aur. Am luat bronz, München, Montreal, argint și Moscova, bronz. Deci, din păcate, n-am luat. Ne pare și acum rău și crede-mă, te rog, că toți ne gândim cu regret la mod cum de-am putut să pierdem acest final de campionat de olimpiadă care înainte de meci nici nu se punea problema să nu câștigă meciul. Cu RSS, da? Cu fosta URSS. Da. Atunci a fost momentul când putea URSS să deveniți campion olimpic. Da, din păcate n-am reușit și ne-a părut rău și până la urmă uitați că acum nici nu știu ce să mai vorbesc. Este foarte greu. Da, tot sportul românesc trece printr-o pasă proastă, aproape că totul se prăbușește, toate disciplinele sunt la pământ, cu mici excepții. Cred că ce mai merge bine este canotajul, care este în grafic. Și cred că și pe la scrimă este Ana Maria Popescu extraordinar de talentată, fetele care au ieșit și campioane olimpice la Rio.
În rest, sporturi precum gimnastica, unde vorba aceea, tot așa am făcut legea 40 de ani în gimnastică. Nu mai este nimic. Ce este de făcut, Bibi, în acest sens? Eu am spus de foarte multe ori și e foarte simplu. Din punctul meu de vedere este foarte simplu și poate acest cuvânt ar putea să supere. Deci să spun simplu. În primul rând că punctul 1, dacă eu aș fi cel care decide, aș zice așa, din acest moment sportul în România este prioritate națională. Aceasta este primul punct. Și de aici pornesc celelalte foarte rapid. Deci, în momentul în care sportul este prioritate națională, se schimbă toată istoria, toată problema. Noi nu ne putem compara cu Franța sau cu Germania în plan economic. Deci, trebuie să ne gândim, să găsim alte soluții. Care sunt aceste soluții? Am repetat de foarte multe ori de ce țările din jurul nostru, care au fost tot în sistemul socialist cu performanțe, reușesc să facă performanță și noi nu. De ce? Păi asta e simplu. Un avion de plecat până acolo și să întreb, domnilor, voi cum ați făcut? Este foarte simplu. Și asta am spus, am mai făcut așa mici aluzii în sensul acesta la cei care ne conduceau și le-am spus, zic că, domnule, dar este foarte simplu, mergeți, vă rog, și vedeți cum e la Belgrad, cum e la Praga, cum e la Budapesta și cum e la Varșovia, dacă nu vreți să mergeți până la Paris. Că la Paris, dacă mergeți, ei vă spun, domnule, avem 1 milion de jucători. Faceți și dumneavoastră 1 milion de jucători. Noi ne avem 1 milion de tineri care fac sport, nu? Deci este o Sportul chestie. nu este o prioritate în România și politicienii au spus de multe ori treaba asta, dacă ți aduci aminte. Deci, eu știu foarte bine, pentru că eu am fost nu de mult la acolo unde am fost cu Cristian Gasu și cu câțiva. Cristi, pe asta spuneam, că Nea Cristi a făcut de multe ori, multe demersuri, a adunat toți campionii olimpici, toți campionii mondiali, a încercat de mai multe ori, multe discuții și anul acesta au fost câteva discuții, dar se pare că nu, oamenii nu sunt interesați. Doar atunci când începi să faci bilanțul, să tragi linia, vezi că o ne ducem la Olimpiadă și nu mai prindem o finală, nu mai venim decât cu câteva medalii și poate că am ajuns la un alt subiect ăsta, că s-au amânat Jocurile Olimpice, ce zici de treaba asta? E bine? Poate că e o șansă în plus pentru mai mulți sportivi să mai muncească un an, nu? Și să obțină calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ce zici? În momentul acesta, părerea mea că viața este mai importantă decât orice competiție. Și lupta cu viața, pentru că, din păcate, vedem zi de zi și mă îngrozește faptul acesta. Câți oameni nu mai sunt din cauza unui virus. Și atunci trebuie să fim foarte atenți la viață. Consider că a amâna este o chestiune normală. Bineînțeles că va fi greu pentru sportivi. Nu este ușor când te pregătești 4 ani de zile pentru o competiție sau unii o viață întreagă în sensul de cel puțin 8, 7, 8, 9, 10 ani, pentru că toată lumea spune că a fi campion olimpic este o chestiune de, domnule, nu, un sportiv se pregătește mulți ani ca să ajungă campion olimpic. Și această pregătire, bine, acum a fost perturbată, normal, logic, s-a amânat, era de așteptat. Din păcate, sunt unii sportivi care au dorit foarte mult, sunt la o vârstă la care nu știu dacă peste un an de zile ar putea să facă. Pentru ei, într-adevăr, a fost o lovitură. Dar marea lor majoritate trebuie să înțeleagă momentul extrem de greu în care trecem cu toții. Nu este o epidemie, este o pandemie, deci în sensul că toată lumea este afectată și eu sper ca lumea să înțeleagă și să facă încă un efort în plus la anul care să sperăm că între timp și noi vom putea mai mult să dăm pentru sport.